S-au făcut bagajele pe plajele de pe litoralul românesc. Mii de turiști și-au încheiat vacanța și au luat drumul spre casă. Ca să le mai alunge din tristețea despărțirii, patronii de terase și restaurante le-au pregătit petreceri de neuitat, unde băutura a curs în râuri, iar mâncarea a fost pe săturate, totul din partea casei. Am avut o vară plină și ne bucurăm că am încheiat cu succes și că am avut prietenii alături de noi în această seară. Pe această cale vrem să mulțumim tuturor celor care au fost lângă noi și care au fost aceste lucruri posibile. Mulțumim tuturor clienților care ne-au trecut pragul, ne cerem scuze față de cei față de care am greșit și îi așteptăm cu mare drag și la anul. Atmosfera s-a încins însă când pe terasă s-au aprins focurile de tabără și au început să răsune ritmurile grecești. De departe însă, cel mai așteptat moment a fost spartul farfuriilor, o tradiție veche grecească. Se spune că grecii, oameni petrecăreți, obișnuiau să arunce cuțite la picioarele dansatoarelor în semn de bărbăție. Cum însă fetele ieșeau rănite din aceste dansuri, cu timpul cuțitele au fost înlocuite cu farfurii, obiceiul fiind însă la fel de spectaculos și deloc periculos. De astăzi, hotelierii și patronii de terase vor începe să-și facă socotelile, să tragă linie și să vadă dacă acest sezon estival a fost sau nu unul profitabil.